Dorian Popa a rămas indiferent de situația în care a ajuns și efectele ei. Prima postare pusă pentru tinerii care îl urmăresc i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Dorian Popa a luat pe toată lumea prin surprindere, după scandalul în care a fost implicat. În timp ce fanii așteptau explicații de la el, celebrul vlogger s-a arătat indiferent de situația în care a ajuns și de efectele ei. Prima postare de pe rețelele de socializare i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Vineri 27 octombrie, artistul a fost oprit în domnești de polițiștii din cadrul inspectoratului de poliție al județului Ilfov, serviciul rutier, iar în urma testelor a reieșit că acesta consumase cannabis. Mai mult, Dorian Popa avea pe el doar lenjerie intimă. De atunci, mulți oameni au așteptat să vadă ce are de spus celebrul vlogger despre situația controversată. Însă, în mediul online, el s-a arătat indiferent și nici măcar nu a deschis subiectul despre incident. Prima postare a lui Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan Celebrul vlogger a publicat astăzi prima postare, după ce a fost prin în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise. În primul filmuleț, Dorian Popa se laudă cu o nouă achiziție pentru casele din cartierul său, rezidențe. Mai exact, acesta a luat învelitoare pentru contoare negre și inscripționate cu sigla Hâț. După care le-a arătat tinerilor care îl urmăresc grădina sa. Mai mult, acesta s-a arătat foarte relaxat, filmând piscina din curtea sa. N-am apucat să pun prea mult pe story pentru că este vlogul filmat și nu vreau să dau spoiler, dar vă arăt un pic. Iată un mix peac la extinderea de pergolă, a transmis Dorian Popa pe Instagram. Așadar, în ciuda celor întâmplate, artistul este foarte relaxat și chiar își continuă activitatea, urmând să posteze un nou vlog pe canalul său de YouTube. În urma scandalului în care a fost implicat Dorian Popa, a dat declarații și Luminița Popa, mama artistului, care este sigură că fiul ei nu se va ascunde de acum înainte. Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, a reacționat și ea, după ce a aflat că partenerul ei de viață a fost prins drogat la volan. Babs, așa cum este cunoscută în spațiul public, a nu a dat prea multe detalii pentru că nu știa nimic despre incident. Nu știu ce să-ți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el, nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că-ți închid, a declarat iubita lui Dorian Popa, pentru aceeași sursă.